Bună seara! Bun venit din nou la încercarea noastră de explorare dincolo de alb și negru. Invitatul nostru din seara asta este comisar șef, doctor în psihologie. Este ceea ce în filme și realitate se numește profiler. Nu știu dacă există un termen în limba română pentru asta, o să aflăm. Invitatul nostru este Dorin Dumitran. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc frumos că ați venit! Mulțumesc și eu pentru invitație. Zicem cumva profilerului pe românește? Acum încadrarea este pe ofițer, specialist cu pregătire în domeniul psihologiei și sociologiei. Acesta este un termen consacrat în spațiul public. El nu apare în nomenclatorul ocupațiilor din România. E o meserie grea? Depinde de gradul de implicare, depinde de interesul pe care îl arăți pentru această profesie, pentru că în această activitate ai putea să-ți rezervi dreptul de a construi un edificiu intelectual și interpretativ față de ceea ce faci din birou. Numai că în felul acesta te lipsești de informații extrem de relevante, la fel cum cred eu, după opinia mea profană, în profesia de jurnalist poți compune un material, un documentar, dar fără să te duci la locul faptei. Și atunci eu prefer să fiu implicat alături de colegii mei, să fac parte din echipele de anchetă, pentru a mă lămuri și a-mi reduce, dacă vreți, disonanța cognitivă pe care mi-ar da-o situația în care aș rămâne în birou. Ați făcut instruire la FBI. Și la FBI și mai multe locuri. În Franța, în Spania. Da, da. Cum a fost în locurile astea? E ca în filme? E cum vedem noi în filme? Adică instrucția aia, lucrurile pe care le învățați, mai degrabă știți ce aș vrea să întreb? Designul poveștii, designul felului în care învățați arată cum vedem noi în filme? Relația dintre semnificant și semnificat este liniară și sunt foarte apropiate aceste chestiuni. Eu nu credeam, consideram că totul este un marketing de imagine, numai că am fost foarte impresionat de modul în care au structurat activitatea de instruire, disciplina prusacă în arealul american, care ne-a surprins pe toți cei care am participat, și de asemenea sesiunile de instruire ulterioare care au avut loc sub egida Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Exigent felul de a pune problema? Foarte, foarte. Fără virgulă, fără dubii, tot ceea ce era discutabil și disputabil avea în spate un demers, un ansamblu argumentativ extrem de relevant și de serios. Știți cum se zice românește? Că meseria se fură, meseria se deprinde și prin alte mijloace decât alea clasice. Da. Lăsau loc să înțelegeți că sunt și lucruri pe care nu vi le comunică? Acum depinde de domeniul investigativ, pentru că sunt domenii sau specializări sau exigențe în ceea ce privește accesul la o anumită categorie de informații care îți pun un stop din start. Și atunci, în activitatea noastră, am fost nu bombardați, am fost năpădiți cu informații foarte, foarte solide, foarte serioase, și ne-a pus la lucru foarte, foarte puternic, din punct de vedere intelectual. Domnule comisar șef, învățați lucrurile astea, ați învățat lucrurile astea acolo și ați venit acasă. Da. Mă doare că trebuie să spun asta, dar ați venit într-o lume rudimentară din punctul ăsta de vedere. O lume care nu avea deloc o tradiție în meseria pe care... Nu că n-avea o tradiție, nu prea știam noi ce e aia decât de prin filme. Cum v-ați obișnuit aici? Ați învățat după niște rigori? V-ați pregătit pentru o meserie cu dimensiuni foarte delicate, cu extrem de delicate, nivel de performanță foarte înalt, și veniți într-un spațiu în care trebuie să o recunoaștem, asta este acasă și trebuie să spunem lucrul ăsta. De multe ori lucrăm rudimentar. Una dintre cele mai importante chei pe care eu le-am deținut alături de colegii mei atunci aflați la început, da, a fost cunoașterea unor limbi de circulație internațională. Și de fiecare dată și cu prilejul cursurilor sau seminarilor sau conferințelor pe care le-am susținut în spațiul public, i-am îndemnat pe interlocutori, trebuie să aveți aceste chei la dispoziție pentru a avea acces la cunoaștere. Adică la bogăția acestor state
care s-au lovit de niște dificultăți uneori insurmontabile și pe care au reușit să le depășească prin o activitate de cercetare. Eu ceea ce mi-aș dori și probabil că intuiesc frustrarea care cred eu că este comună între noi, pe teritoriul românesc ar fi activitatea de cercetare care încă lasă de dori și mi-aș dori să fie mai mult după cunoștințele mele sau este posibil să pic în capcana unui cititor care a citit, care a lecturat lucrări proaste sau de proastă calitate sau chiar nu a avut acces la ele. Dar în această activitate a fost o activitate desfășurată în forță pentru că noi trebuia să producem și să sprijinim actul de justiție. Drept urmare și actualmente, deci de la început până în acest moment, rolul nostru ca serviciu de analiză comportamentală este în slujba județelor din țară. Nu are importanță, cel puțin pentru mine, din punct de vedere moral, că fac parte din Inspectoratul General al Poliției Române. Eu vin în slujba colegilor mei de la nivel teritorial atunci când se solicită sprijinul. Serviciul care lucrați se numește Serviciu de Analiză Comportamentală. Da, da. E reconfortant să auzi că există așa ceva în Poliția Română. Dar vă întreb foarte direct, sunteți singurul profiler din Poliția Română? Nu. Suntem 9, așteptăm să ajungem la cifra de 11. Acum s-a înființat în cadrul structurii noastre și compartimentul V-Class, adică acest compartiment care gestionează o bază de date sub egida Parchetului General al României, în care, în baza de date, sunt implementate dosare de mare violență și se realizează colaționarea datelor extrase din aceste dosare. Evident, roadele muncii colegilor mele se vor vedea puțin mai târziu, din considerente lesne de înțeles. Da, trebuie să ai o bază de date, să fie alimentată și trebuie să ai foarte mare grijă și aptitudini atât de minuțioase încât orice greșeală te poate duce pe o altă pistă investigativă în situația în care vom avea un criminal în serie în România. Ce e un profiler, domnule comisar șef? Să le explicăm celor care ne urmăresc și care până acum și-au adresat întrebarea asta. Ce e aia un profiler? Profilerul este definit de activitatea pe care o face într-un mediu fericit, spun eu, adică acesta al investigării infracțiunilor de mare violență, alcătuiește un profil psihocomportamental al părților procesual penale, definit de conduitele antedelictum în timpul comiterii faptei și după faptă. Ce înseamnă asta? Că ne interesează tot ceea ce înseamnă interacțiunea părților procesual penale, adică autor, persoană vătămată, chiar polițist, avocat și așa mai departe, toate acțiunile și toate comportamentele, toate conduitele, așa cum se exprimea în trecut Pierre Jeanne, conduitele mentale, dar și conduitele acționale egal comportament, în aceste trei segmente. Antedelictum, în timpul comiterii faptei și postdelictum. Sunteți cineva care descifrează mintea unui răufăcător? Până la minte mai e. Ce descifrați până la minte? Până la minte, pe noi ne interesează două chestiuni extrem de importante. Și anume, persoana vătămată, aflată în viață sau dispărută, și cunoașterea foarte precisă, cât se poate de precisă, a locului faptei. Locul faptei, ca să înțeleagă toată lumea care nu este de specialitate, evident, este o poveste macabră pe care tu trebuie să o descifrezi în cele mai mici detalii, să încerci să o înțelegi, pentru că ceea ce a lăsat autorul în urmă, în interacțiunea cu victima sa, va trebui să spună o poveste. Nu trebuie să te aștepți ca această poveste să fie coerentă sau logică. Este un puzzle care va trebui să-l descoperi pentru că îl definește pe el. Într-un limbaj mai pretențios ar fi un fractal, adică un similar cu sine însuși. Pentru că de fiecare dată când el se duce, sau autorul nostru se duce la locul faptei, poartă cu el urme comportamentale, îi se schimbă comportamentul înainte de comiterea faptei, iar după ce pleacă de la locul faptei, nu mai este același om. Pentru că a săvârșit o infracțiune supremă. Luarea unei vieți, suprimarea unei vieți. El nu mai este la fel. Eu va trebui să fac demersul invers, deci tipul curge contra mea, din nefericire, să pornesc de la victimă, de la locul faptei, de la tabloul lezional și să ajung să-l cunosc pe el. Aceasta este activitatea nu de analiză comportamentală. Este tehnica de criminal profiling. Este copilul din burta mamei. Mama este analiza comportamentală, adică
acest profil, acest comportament care poate fi vizibil, citibil, audibil, fie dacă este autor cunoscut. Dacă este autor de cunoscut, vorbesc despre criminal profiling. Da. Deci avem două direcții de acțiune. Deci mai e până la minte. Mai e până la minte, sigur. Eu nu citesc gândurile nimănui, să fie clar înțeles. E foarte important să știm lucrul ăsta. Nu. Nu citesc gândurile nimănui. În situația asta, cum faceți să transformați tot ceea ce găsiți în probe care să funcționeze? Nu fac asta singur. Eu sunt ajutat de echipe de criminaliști care trebuie să furnizeze date cât mai consistente. Sunt ajutat de medicii legiști, fără de care am spus-o de nenumărate ori. Da. Și vreau să mă repet, cu riscul de a deveni plictisitor, pentru că fără medicina legală nu pot înțelege nimic. Și vreau să vă dau un exemplu foarte simplu. Unul din medicii legiști pe care am cunoscut de curând cu prilejul unui dosar de mare violență, prin faptul că mi-a spus că acel cadavru a fost incendiat nu lângă s-a pus focarul, ci pe corp, la mine mă ajută să fac o diferență enormă în construirea profilului de personalitate. Și datorită acestui medic legist, care era, pot să dau exemplu fără nicio problemă, de la Arad, fabulos. Deci pentru mine asta m-a ajutat foarte mult. Pentru unii poate este un element lipsit de importanță sau anodin. Pentru mine nu. Pe mine mă ajută foarte mult medicina legală. Pe de o parte. Pe de altă parte mai avem a treia secțiune, și anume investigațiile. Investigațiile da. Judiciare. Nu poți lucra singur, trebuie să fii capabil să lucrezi în echipă, trebuie să ai capacitatea de a asculta pe ceilalți și din noianul acela de fapte și de date, care la un moment dat sunt greu de suportat în viteza, consistența, contradictorialitatea internă și externă, te pot copleși și cedezi. Clachezi, din punct de vedere intelectual. Câți prindeți, câți vă scapă? Procentul de identificare al autorului la nivel de țară pe infracțiune de mare violență, și mă refer aici la infracțiune de omor, este de 98%. Mult? Este enorm. Este enorm. Față de enorm și cu, aș spune, fără să fac niciun fel de exagerare, cu aplauze. Așa cum suntem noi, sau așa cum suntem noi percepuți la nivel social, procentul acesta de identificare este de aproape 98% de autorilor. Cine să ia 2% care scapă? Aici sunt cauze diverse. Și n-am să încerc să pun cumva batista pe țambal. Sunt persoane care sunt prinse cu dificultate sau care părăsesc țara, de exemplu. Durează și atunci îți intră pe statistică pe anul următor. De exemplu. Uh-huh. Sunt situații în care, din nefericire, pentru că știm foarte bine că universul tinde către creșterea gradului de dezorganizare, acționează astfel încât îți distruge locul faptei. Tu muncești să solidifici, să consolidezi probatorul judiciar, dar intervine mâna acestui univers care conduce către distrugere, către pericul de dezorganizare și îți strică ploile. În această situație lucrezi, dar nu poți să te duci cu el mai departe. A treia situație este aceea în care nu reușim să înțelegem comportamentul său. Și de cele mai multe ori noi suntem chemați în aceste ipostaze. Uneori tot timpul e de înțeles ceva? Trebuie să te străduiești să înțelegi ceva. Pentru că altfel, în afară de frustrarea pe care o resimți tu, adică eu mă supăr foarte tare când nu reușesc să înțeleg ceva, drept urmare, în biroul meu stau dosarele la care mă întorc de fiecare dată, sunt nopțile mele nedormite pentru că mi-au lipsit anumite elemente, anumite probe au fost distruse prin intervenția diferiților factori, sau anumite înțelesuri extrase din probatoriul mm-hmm. judiciar. Vă dau nopți de nesomn? Dau nopți de nesomn. Ca să dau un exemplu foarte simplu, dacă îmi permiteți. Vă rog. Într-o plagă tăiată, da, la nivelul gâtului, pentru mine este important să stabilez dacă linia aceea tăiată, dacă plaga
are margine zdrențuite sau nu, dar dacă mi-intervine un factor care îmi strică acest lucru, nu voi putea spune care a fost tipul de instrument folosit, care a fost precizia, îndemânarea și aptitudinea pe care acel individ a avut-o în a secționa gâtul dintr-o singură mișcare. Da. Și a intervenit un alt element. A fost identificat și el. Era un cocoș care ne-a stricat tablou lezional. Adică intervenția animalelor, nu neapărat a animalelor necrofage, ci animalelor din gospodărie. Ce se mobilizează mai mult când apar nopțile astea de nesomn? Un orgoliu profesional, ceva dincolo de orgoliul profesional? Am orgoliu profesional. Am orgoliu profesional. Nu suport să nu înțeleg. Nu mă las până nu înțeleg. Nu e ceva care uneori vă deviază de la echilibrul conduitei? Trebuie să mi-l recapăt, pentru că lucrurile se petrec foarte rapid și ceea ce știu ca om și sentimentele tale și trăirile tale și frustrările tale nu trebuie să se ducă într-un plonjon, să facă un plonjon, un salt în investigație. Vreau să vă întreb ceva foarte direct. Aveți de-a face cu oameni cruzi? Vă răspunde foarte direct. Foarte cruzi. Aveți de-a face cu oameni pe care mințile noastre, de foarte multe ori, nu și-i pot imagina. Aveți de-a face cu universuri mentale pe care nu le vedem nici măcar în filme. Când sunteți în teren, realitatea depășește, știm lucrul ăsta, capacitatea oamenilor de a produce ficțiune. E foarte clar. Da. Vă încărcați cu niște lucruri foarte complicate acolo. Intrați în niște orizonturi de vibrație unde intră extrem de puțină lume. Cum scăpați de lucrurile astea? Cum vă păstrați dumneavoastră, să fiți dumneavoastră înșivă? Să fiți un om care își face meseria. Un celebru neurochirurg din România, dar din ignoranță și din uitare, nu-i pot menționa numele, într-un interviu s-a pus aceeași întrebare. Dom'le, cum reușesc să faci asta? Face trec la altă intervenție chirurgicală. Este un... De ce spun asta? Și nu este o glumă ceea ce spun. Prin succesiunea aceasta a dosarelor, capeți un anumit nivel de certitudine și o scădere a orgoliului din ce în ce mai mult, care constituie și va constitui pentru mine un confort psihic. Mai mult decât atât. Asta este primul aspect. Al doilea aspect, am reușit să scap de dihotomia eu sunt om bun, el este om rău. Am reușit, mi-au trebuit să știți ceva ani, să vă răspund sincer, cred că am aproape 5-6 ani, să nu mă consider mai deosebit decât ceilalți. Să ne oprim un pic aici. Da. Deci nu există categoria băieții buni, băieții răi? Nu. Nu. Am reușit să scap de această chestiune pentru că mergând în universul lor interior, adică eu trebuie să stau foarte mult de vorbă cu ei, ore, minim a fost 2 ore, maxim 12 ore. Mergând în universul lor, nu ai cum să nu te gândești la Hermes Trismegistus, care ne spune în începutul la Tabula Smaragdina, similarul înțelege pe similar. În anumite secvențe comportamentale te poți oglindi în el. Iar dacă mă îndepărtez... Deveniți interlocutorul dumneavoastră. Dar interlocutorul dumneavoastră de foarte multe ori o ființă umană sinistră. Da, dar și mă întreb eu, oare eu aș fi putut să fac lucrul ăsta? De câtă cantitate de rău aș fi putut fi capabil în anumite situații, în anumite circumstanțe? Oare acele circumstanțe m-ar fi șlefuit în acest sens și oare cel care ar fi apăsat pe trăgaci ar fi fost un factor circumstanțial? De cele mai multe ori am răspuns afirmativ. Nu înseamnă empatie. Nu vorbesc despre... Dar ce înseamnă? Pentru că empatia înseamnă empatie, ne-a suferit împreună. Înseamnă... Meserie. Înseamnă experiență, verificare și punerea ta sub semnul îndoielii. Eu dacă m-aș duce cu principii morale, dogmatice sau încărcat de isme, eu aș ieșua lamentabil. Nu este o atitudine corectă, dar aceasta
nu este o construcție artificială. Nu te poți duce cu gândul și să-ți propui voi gândi așa sau voi gândi altfel. Trebuie să gândești ca Paul Feyerabend. Anything goes. Lasă lucrurile deschise. Și vezi cum te reflectezi în ele. Cum puteți să faceți lucrul ăsta? Sunt foarte curios. Cum puteți să faceți lucrul ăsta câtă vreme știți ceea ce știți? Cum puteți să scăpați de structurile de cunoaștere pe care le aveți? Știți o meserie, ați deprins o meserie, o meserie grea și complicată. Este o întrebare foarte bună, pentru că este un travaliu intelectual foarte greu și pe care m-am străduit să îl fac. Evident, am plătit asta din punct de vedere sufletesc, pentru că trebuie să lași în urmă niște pene. Iar în timp, această activitate de interacțiune cu ei, față de care eu nu am o atitudine judicativă, mă șlefuiește și pe mine. Să spunem, ce e aia, o atitudine judicativă? Moralizatoare. Uh-huh. Eu nu sunt o instanță morală. Eu sunt un om foarte simplu, care încerc să înțeleg ceva, să ascult foarte mult și să las lucrurile să se desfășoare exact așa, în forma în care aceste lucruri se prezintă. Revin la un subiect care s-a vehiculat intens pe bună dreptate în spațiul public românesc, cazul de la Caracal, un caz în care ați fost direct implicat, un caz la care ați lucrat. E un caz care spune foarte multe despre societatea românească. Dacă ai răbdare să te uiți la el, el încă existând la ora asta, rezonează. Da. Te uiți la o societate românească complicată. Nu o să intru în paradigma aia cu aici ca la noi, la nimeni și așa mai departe. Însă, am să vă spun doar atât. Este dezarmant, aș spune profund tulburător și demobilizator pentru orice cetățean preocupat de calitatea lui de cetățean și care încă mai are o speranță în țara asta. Este dezolant să vezi nivelul de procedură, reacție și comportament, toate rudimentare, de până la un moment dat. La un moment dat apare un profesionist, obține o mărturisire, obține o recunoaștere din partea criminalului, dar până atunci s-a comis o crimă, felul în care s-a investigat este absolut incalificabil până la un moment dat. Cum vă scăldați în apa asta, dumneavoastră, practicant și cunoscător al meseriei pe care o faceți? Ne ajută Filip Zimbardo. Da? Care în lucrarea păi sa... haideți să spunem. Spunem lucrurilor pe nume. În lucrarea sa, Efectul Lucifer, subliniază foarte clar influența factorilor situaționali care pot aduce un om obișnuit, adică polițist, despre care vorbiți, organe de anchetă, da, autor, persoană vătămată, ca dintr-un om bun să devină un ticălos, să devină un individ demn de dispreț prin ceea ce face sau prin ceea ce nu a făcut, adică prin acțiune, prin non-acțiune. Nu ne ajută mult Zimbardo, un autor destul de controversat al mintele asta, o știți și dumneavoastră. Mie îmi plac controversele, da, da, da. Mult nu ne ajută în situația asta pentru că noi ne așteptăm de la oamenii legii, ne așteptăm la un anumit nivel de performanță. Așa cum ne așteptăm în zona divertismentului de la sportivi și de la artiști, e în zona asta extrem de serioasă, unde e cu viață și cu moarte de adevăratelea, ne așteptăm la niște performanțe reale din partea oamenilor legii. Și mai mult decât atât, ca să vă răspund la întrebarea cum mă scald în această chestiune, da, încerc să mă extrag din ea și să folosesc, și mi-am folosit de fiecare dată, următoarea metaforă. Dacă te obișnuiești să fii pilot în cockpitul avionului și să vezi lucrurile doar în față și eventual deasupra ta, încearcă la un moment dat să întorci avionul cu burta în sus, astfel încât să vezi și celălalt orizont de cunoaștere. Este o strategie de igienă mentală, dar în același timp și de înțelegere a factorilor care te-ar putea influența pe tine, în specialitatea pe care o ai, conform limitelor competențelor tale. În felul acesta reușești să cerni puțin lucrurile și să scapi de un balastru informațional sau de o anumită presiune care te-ar putea afecta și, evident, ți-ar putea afecta munca. Aveți colegi în Poliția Română de care vă e rușine? Nu i-am cunoscut pe aceștia.
Pentru că activitatea mea, dacă întrebarea este adresată direct, foarte direct, vizează chestiunile foarte complexe care solicită elite. Iar eu am cunoscut aceste elite fără de care eu nu mi-aș putea desfășura activitatea. Sunt oameni extraordinari. Nu aș putea ocupa vreodată vreo funcție din aceasta de să mă transform într-un scrib și așa mai departe, pentru că aș pierde din ceea ce se întâmplă și contactele foarte frumoase pe care le-am avut și le am cu colegii mei. Sunt polițiști dedicați în această asta țară. Asta e fără îndoială. Sunt polițiști dedicați. Fără îndoială. Doamne, cât sunt? 1, 2, 10, dintr-o structură formată din, nu știu, din 35. Cu aceea merg la luptă. Este foarte, foarte important. Principala calitate a unui polițist este, din punctul meu de vedere, una pe care o consider foarte importantă. Lui trebuie să-i pese. Ați spus, mergi la luptă. E o formulă foarte importantă. Oameni alături de care mergi la luptă. E o luptă la propriu. Da. Aici chiar nu v-a jucat deloc și nu v-a jucat nici cu cuvintele astea. Niciodată. E o luptă la propriu. Pe fondul ăsta de dezinteres, pe fondul ăsta de corupție, pe fondul ăsta de descoperire, pentru că suntem o societate care se maturizează. Unii avem răbdare, alții nu mai au răbdare. Da. Pe fondul ăsta mai există energie în oamenii ăștia care merg la luptă? Și eu mă întreb, în referire la unii, cum mai pot? Și eu mă întreb același lucru. Cum mai pot? Adică sunt situații în care misiunile durează scriptic, ar dura o săptămână, dar, sau două zile sau trei zile. Dar sunt situații în care echipele de investigații nu se odihnesc. La un dosar, cred că este de acum câteva luni, 72 de ore nu a dormit nimeni. Nimeni. Nu ne-am văzut casa, am mâncat ce am putut, am băut apă de pe unde am putut. Trebuia găsit repede pentru că timpul curgea în defavoarea noastră. Și eu mă întreb, cum mai pot? Uneori ne îndemnăm unul pe altul, du-te și întinde-te undeva. Pentru că nu mai dai randament. Dar în același timp sună telefonul, mai ai o informație, te duci, te ridici și mai departe. Să nu credeți că înfățișez un tablou idealizat. Este realitatea cu care eu mă confrunt. Vedeți, în mod normal, oamenii de felul ăsta sunt oameni pe care îi vedem, așa cum e firesc să-i vedem. Eu acum vorbesc din perspectiva cetățeanului. E firesc să-i vezi pe oamenii ăștia ca pe niște eroi. Recunoașterea lor, felul în care sunt poziționați social, felul în care sunt expuși de sistem, și aici nu mă refer la împingerea în față, pentru că sistemul trebuie să facă lucrul ăsta, sistemul trebuie să-i susțină, dar susținerea trebuie să fie una cu totul și cu totul excepțională. În absența acestui tip de susținere, și nivelul ăsta de eroism, într-un fel sau altul, se diminuează. Teoretic, da. Însă, nu există satisfacție mai mare decât atunci când, și cred că gândesc și sunt în asentimentul colegilor cu care am lucrat pe teritoriul României, decât atunci când vezi că munca ta a dat roade, pentru că întotdeauna te gândești, măi, nu a avut loc un omor sau un viol urmat de moartea victimei sau nu sunt lucruri, chestiuni simple. În momentul în care dispare cineva din viața unui om, este distrusă nu o familie, este distrus un neam. Iar gândul că contribui la această chestiune te mobilizează. Într-unul din dosare a ieșit mama persoanei vătămate, era o copilă care m-a terminat psihic. A spus și a reflectat în presă, face numai Dumnezeu poate face lumină în acest caz. I-a zis, nu se poate. Și nu. Dar acest Dumnezeu demiurg lucrează prin oameni. Hai să ne mai mobilizăm încă o dată, pentru că trebuie să iasă. Băi, trebuie să ne iasă. Și gândul acolo, incertitudinea pe care trebuie să o suporți, nopțile nedormite, întrebarea unde am greșit, ce aș fi putut să fac mai mult, faptul că întregul demers investigativ chiar îți dă energie, nu vorbim neapărat de adrenalină sau de altceva,
Dar dorința aceasta și curiozitatea și dorința de a rezolva te ridică din pat. Dacă te-ai așezat 5 minute să te odihnești. Domnule comisar șef, sănătatea mentală în România, tot terenul ăsta al sănătății mentale, se găsește într-o problemă foarte serioasă. E un teritoriu medical rămas mult în urma altor teritorii medicale, care și ele au gradul lor de întârziere. Peste tot sunt oameni care încearcă să-și facă datoria, peste tot sunt oameni care sunt foarte instruiți și care încă mai au o speranță. Cu amendamentul că medicina se dezvoltă, s-a dezvoltat cam, începe cam în urmă cu 100 de ani, a ieșit din peșteră. E foarte adevărat. Revenind, mă gândesc la următorul lucru. Câtă vreme sănătatea mentală în România încearcă să îi ascundă, îi marginalizează și îi ascunde pe oamenii care suferă de afecțiuni, de boli mentale. Există și la ora asta spitale de boli mentale care sunt mai degrabă niște centre de exterminare decât niște instituții spitalicești. Avem o perspectivă asupra acestei chestii. Sunt oameni pe care îi ascundem, așa cum e și cu oamenii care au alte dizabilități. Nu ne facem mare plăcere să-i vedem în spațiu public. Îi integrăm extraordinar de greu în viața publică. Meseria dumneavoastră nu devine mai dificilă, mai crudă, mai cinică? O meserie pe care o faci, repet, în condiții mai rudimentare? Acum depinde de... Cred că aici depinde de poziția epistemologică pe care o ai. Tu ca individ. A te gândi să-ți asiguri măsuri de protecție psihologică la dezastre, de a trăi sau de a trăi în preajma instituțiilor totale, cum le numea Erving Goffman în lucrarea sa, cum ar fi stabilimentul psihiatric, da, mănăstirile și așa mai departe, vapoarele în vasele de croazieră, vapoarele astea mari și așa mai departe. Punerea problemei sănătății mentale, pe care nici măcar diagnosticul statistic a sănătății mentale, DSM-ul celebru, da, invocat Biblia psihiatriei, care irită pe foarte mulți psihiatri și nu mă transform în purtător de cuvânt al acestor, pentru că nu am dreptul să vârșesc eu un abuz. Nici psihiatria modernă nu poate defini ce înseamnă cu adevărat sănătatea mentală, dar te gândești în același timp că societățile se protejează, chiar dacă într-un mod meschin, prin încartiruirea acestor personaje, cărora li se pune o sintagmă cu care eu, de care eu m-am îndepărtat întotdeauna. Pe mine nu mă mulțumește un diagnostic, pe mine mă mulțumește ce se află în spatele diagnosticului, adică descriem omul, numai că avem și aici o problemă. Majoritatea instituțiilor de învățământ, fie că fac parte din domeniul medical sau din alte domenii, nu își învață studenții să descrie. Eu am avut deseori surprize, arătând o planșă, o imagine, un tablou, și le-am cerut, descrieți ceea ce vedeți. Saltul pe care îl făceau ceilalți era direct către interpretare. În domeniul sănătății mentale și în domeniul meu de activitate, pe mine mă interesează și mi-au trebuit câțiva ani să învăț să descriu și să mă abțin, să înfrânez cât pot eu de tare dimensiunea interpretativă, care este foarte suculentă, este apetisantă, da, și chiar te face să te crezi deștept. Uneori chiar demiurg. Da, în timp m-am potolit și am devenit un agnostic, dar nu un radical, un agnostic. Pentru că îmi dau seama că incertitudinea cunoașterii a devenit parte din mine și am luptat pentru asta, astfel încât să-mi fac bine mie. Pentru că nu ai cum să te îmbezi cu apă rece, nu ai cum să fii de un orgoliu bolnav sau de un narcisism din acesta maladiv. Nu face așa ceva. Există, deci, în meseria dumneavoastră ceea ce numim analiză psihologică pusă în slujba legii. Corect. E legea suficient de evoluată în România în așa fel încât să vă accepte argumentele? Da. Din punctul acesta de vedere, da. Partea proastă este alta. Care? Partea proastă este că actualmente, din punctul meu de vedere, deci ăsta este punctul meu de vedere, nu reprezintă punct de vedere Inspectoratul General al Poliției Române. Ci punctul dumneavoastră de vedere, sigur. Da? Partea proastă este că sistemul de justiție, sistemul penal, așa cum este reflectat prin legi și așa mai departe,
nu a lăsat timp populației să se obișnuiască. Oricine știe, oricine cunoaște sociologie, oricine cunoaște demografie, comportament uman, antropologie, whatever, cunoaște faptul că oamenii trebuie să se obișnuiască cu niște granițe și cu niște măsuri de control social. Da. Dar dacă schimbi legea penală, îi aduci în limbaj vulgar un update, mai adaugi ceva, mai pui o virgulă sau mai introduci tu niște nuanțe, derutezi oamenii. Da? Un cod penal, chiar dacă este construit în mod deficitar, pe o societate, pe acea societate o vei obișnui să se comporte în acel cadru impus de controlul social prin litera legii. Dar dacă schimb de fiecare dată... Deci vorba este soliditatea cadrului ăstuia. Soliditate și stabilitate. Și stabilitate. Exact. Dacă aducem elemente de variabilitate, oamenii se depusolează. Asta este un prim aspect. Al doilea aspect este acela că societățile deștepte și cu oameni care au gândit o lege nu s-au aplicat și nu au fost interesați atât de marea criminalitate, ci au pornit de la stoparea comportamentelor deviante la nivel micro, pe stradă, de la scuipat, înjurat, aruncat chiștocul de țigară. Oh, da. Au stopat aceste comportamente. Nu s-au aruncat foarte departe. Oamenii trebuiau obișnuiți pe acest aliniament, pornind de jos către sus și viceversa. De-aia uneori și poliția e foarte, foarte timorată. Derutată. Adică deja ești privit, cum e, îmi dai sancțiune pentru asta, dar pe aia pe ăla nu-l vezi că nu știu ce a făcut. Cunoaștem discursul, reacția publică. Am văzut acum câteva zile publică. Un cetățean, am să mă păstrez în limitele unei normale corectitudini din politice, un cetățean care stătea pe balconul unui hotel din centrul Bucureștiului, urla într-un fel pe care evident că nu-l pot reproduce aici, se adresa străzii, era clar că dorea să terorizeze într-un fel strada aia, a durat enorm, am stat și m-am uitat, n-a apărut nicio mașină de poliție, n-a apărut niciun polițist, era un suveran care făcea rău și care într-un fel sau altul confiscase psihologic strada, terorizând-o prin urletele alea, un om care vorbea o altă limbă, diferită de limba română, îngrozitoare imagine. Te duce acasă destul de lipsit de speranță în situația asta, domnule comisar șef. Da, și șocat de indiferență și de lipsă de reacție publică. Știind că în alte țări reacția e extrem de rapidă. Foarte scurt vă spun atât. Am văzut în Germania un domn care dădea de pământ cu bicicleta și urla la iubita lui. În 20 de secunde au apărut doi polițiști. I-a văzut. Scena este uluitoare. Unul dintre ei s-a uitat la ăsta care făcea scandal și i-a făcut atât. Vă reproduc exact gestul. I-a făcut atât. Mesajul însemna nu face de-astea că te iau. S-a potolit și a luat bicicleta și a plecat. Influență socială. Da. Trebuie regândite foarte multe lucruri din punctul meu de vedere și acționa pe cale de consecință, pentru că felul în care evoluează lucrurile te îngrijorează și ne îngrijorează numai pe unul de pe stradă și pe noi. Domnule comisar șef, mulțumesc că ați venit la noi. Vă doresc mult succes în ceea ce faceți. Vreau să spun un lucru pentru cei care ne-au urmărit. Nu am vorbit despre detalii profunde ale meseriei dumneavoastră, pentru că ora la care difuzăm această emisiune nu ne permite acest lucru. Ar fi fost de aflat lucruri care zbârlesc părul și dau fiori. Nu putem să vorbim lucrurile astea la o asemenea oră. Putem doar să ne imaginăm. Dar putem și să știm că sunt oameni de meserie, oameni care încă mai cred în meseria lor și care veghează. Și e important să știm lucrurile. Cu siguranță. Și vă mulțumesc pentru că faceți meseria asta în felul în care o faceți. Și eu vă mulțumesc și mai adaug ceva, cu permisiunea dumneavoastră. În limbajul nostru polițienesc deseori spunem am onoarea să. Uneori nu crezi în această formulă, însă eu chiar am fost onorat și sunt foarte mândru că am venit la emisiunea noastră. Noi avem onoarea că dumneavoastră o faceți meseria așa cum vă o faceți. Mulțumesc. Urmează știrile din sport, jurnalul, rămâneți alături de TVR1, să aveți o seară frumoasă!